Între timp, Harkov, Cernihiv și zonele de la periferia Kievului, toate au fost bombardate masiv de armata rusă. În paralel, Rusia a decretat o încetare a focului în două orașe ucrainene, printre care și Mariupol, asta după ce anterior îl bombardase. Orașul este aproape complet încercuit, oamenii nu mai au ce mânca și nu mai au nici utilități. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. S-au dat noi lupte în zonele periferice ale Kievului între armata rusă și cea ucraineană. Forțele Kremlinului încearcă în continuare să reconstruiască podurile care le-ar permite înaintarea către Kiev, însă eforturile lor sunt blocate de soldații ucraineni, astfel că artileria rusă a recurs la bombardarea zonelor civile. Погоріли машини, бачите, що за ракети були, то горя, таке горя. Și orașul Cernihiv, aflat la aproximativ 140 de kilometri, 40 de kilometri nord-est de capitala Kiev, se află într-o situație critică. Cernihiv stă în calea unor trupe rusești care, dacă ar lua orașul, ar avea ulterior drum liber către Kiev. Armata rusă a ocupat tot mai multe poziții din jurul orașului, însă deocamdată nu l-a luat cu asalt. În schimb, i-a bombardat mai multe zone civile. În nord-estul Ucrainei, forțele rusești au demarat un plan de încercuire a orașului Harkov. Armata ucraineană a lansat însă un contraatac, al cărui rezultat este încă incert. În paralel, armata rusă a bombardat masiv Harkovul și a lovit multe ținte civile. Wow! În sud-estul Ucrainei, forțele ruse au ocupat zone de la periferia orașului Mariupol, iar acesta este înconjurat aproape în totalitate de forțele ruse. Și aici, mai multe zone civile au fost bombardate. Rusia a decretat încetarea focului în Mariupol pentru a permite populației să fie evacuată. Orașul nu mai are nici electricitate și nici apă. Încetarea focului va dura însă doar câteva ore. Armata rusă și-a continuat înaintarea și înspre orașul Odessa, însă într-un ritm mai lent decât în zilele anterioare, iar în Donbas, forțele ucrainene par să fi stabilizat linia frontului. Peste 66.000 de ucraineni din afara granițelor s-au întors în Ucraina pentru a lua parte la apărarea țării.